Bună ziua! Mereu am urât treaba asta. Salutare oameni dragi, bine v-am găsit la Istoria cu Virgil, emisiunea în care filmăm 10 ore pentru 10 minute de material. Calitate. Asta pentru că vorbesc eu ca un anestezia și mă pun ăștia să repet că nu se înțelege nimic. Lasă nicio problemă, nu ne descurcat noi. Azi, în episodul nou, vă povestesc despre perioada deloc îndepărtată, dacă stai să te gândești, de acum vreo 150 de ani, când românii întorc busola către vest. Revoluția din 1848. Am văzut în episodul trecut cum pentru români nu mai funcționează combinația cu domnitori greci și Tudor Vladimirescu trebuie să ia măsuri. Planul nu este chiar așa cum și-ar fi dorit. Nu doar că nu iese, dar mai este și executat săracul Tudor. Totuși, o urmare importantă are Revoluția din 1821. Așa că, după vreun an în care rămân turcii la butoane, se întorc la tron domnitorii români. Lucrurile rămân însă cam în aer până se pun cele două puteri la masă, rușii și turcii, adică, și semnează Convenția de la Ackerman, din care ce e deținut minte e că țariștii își întăresc poziția în principate. Nu prea contează alte prevederi pentru că nu apucă să fie aplicate. Asta pentru că, văzând că turcul este tot mai slab și abia face față războiului de independență din Grecia, Rusnaci declanșează și ei un război în 1828, încheiat un an mai târziu cu tratatul de la Adrianopol. Ei, abia aici se schimbă macazul. Principatele obțin autonomie legislativă în administrație, domnitorii vor fi aleși pe viață, se ridică monopolul otoman asupra comerțului românesc, plus libertatea navigației pe Dunăre și Marea Neagră, chestie care e aproape bilet câștigător la loto. Totul sub protecția Imperiului Țariști, deci turcii sunt cam scoși din schemă de acum. După război, trupele rusești rămân cantonate la noi. Un regim de ocupație militară care va până în 34. Aplicarea prevederilor Tratatului de la Adrianopol este încredințată lui Pavel Kiselev, generalul rus care va administra principatele în timpul ocupației și se pare că Pavel nu s-a descurcat deloc rău. De vreme ce dita mai bulevardul de la Parcul Herăstrău, poate cel mai frumos din București, îi poartă numele. Misiunea principală a fost introducerea regulamentelor organice, un fel de încercare de constituție, mai degrabă un manual de utilizare a țărilor române sub tutela rușilor. Nu aduceau ele democrația sau egalitatea în șanse, dar regulamentele astea au avut totuși niște prevederi care înseamnă n-au un pas serios înainte la vremea lor. Separarea puterilor în stat, independența justiției, iau ce frumos, o chestie de care nici în 2018 nu suntem atât de siguri. Ce mai avem? Ridicarea monopolului otoman, liberalizarea comerțului, introducerea unui impozit unic, dar și menținerea privilegiilor boierilor și a autorității domnului. Domnitor care dădea raportul la ruși. Acum doar nu va aștepta să ne ducă rușii în lumea liberă. Scopul regulamentelor era mai curând să-i facă pe români să se acomodeze cu ideea de bă, hai că nu chiar așa rău nici cu ăștia și mâine, poi mâine te trezești că scrie Rusia pe buletin. Simultan însă se mai întâmplă un fenomen important. Începe să fie la modă printre copiii de bani ai țării să meargă la studii în Occident. Nu se lipește cartea chiar de toți. Dar cei mai răsăriți dintre ei vin în contact cu ideile de acum tot mai populare de libertate, egalitate și națiune, chestii care nu prea se pupau cu ce voiau rușii. Tinerii boieri studenți încep să se organizeze în societăți mai mult sau mai puțin secrete, prin care fac opoziție sistemului impus de ruși, care încerca să mențină vechile privilegii ale nobililor în dauna boierimii mici și burghezilor, adică afaceriștii care începeau să răsară de acum de când se dăduse liber la comerț și a poporului în general. Domnitorii, oricât de bine intenționat, nu pot face prea multe. Vor încerca măcar să nu lase lucrurile să explodeze din nou, dar sunt prinși între opoziția liberală antițaristă și reprezentanții ruși către care erau direct răspunzători. Liberalizarea comerțului pe Dunăre și Marea Neagră și faptul că nu se mai duceau toate vitele și cerealele pe moca la otomani duce la o creștere mare a economiei. Țăranii însă o duc mai rău. În stilul lui Ceaușescu la final de carieră, că lasă că noi ne descurcăm și cu trei felii de pâine importante să pompăm tare la exporturi, boierilor li se aprind ochii la banii occidentalilor. Englezii și francezii vin cu navele în sus pe Dunăre și plătesc valută ca lumea, nu ca turcii. Deci, proprietarii de pământ au tot interesul să pună biciul pe țărani, liber chipurile, dar care trebuie să le cedeze jumătate de muncă, taxă de folosire a proprietății boierului, că pământ tot n-au. Cresc obligațiile muncă, scad loturile date în folosință țăranilor, iar povara fiscală, adică tot bugetul de stat, cade doar în spatele lor. Pentru că boierii și biserica se scutesc de impozite prin lege, legile făcute de cine? tot de ei, ca așa e în statul de drept. Hai rapid să vedem în știrile pe scurt ce alte schimbări se mai întâmplă. Migrează acum la noi și mulți evrei din Rusia, Ucraina, Polonia, pentru că e rost de câștiguri din negoți, chestia la care ei sunt profesori. Românii nu prea îi primesc cu brațele deschise, iar comunitățile lor vor rămâne destul de segregate. Lipsa războailor pe teritoriul românesc și situația economică ceva mai bună duce la o creștere semnificativă a populației în prima jumătate a secolului XIX. Crește gradul de urbanizare, acum nu neapărat că era mai lux la oraș, dar nu mai era de trei la țară cu atât a rupt spatele pe degeaba. Industria Rămâne în faza manufacturieră în general, excepție face doar banatul administrat de ungure acum unde sunt introduse mașini cu aburi și unde se dezvoltă metalurgia mai ales. Cu toată îmbunătățirea economiei statului, nivelul de trai al omului de rând, țăranii, adică este deplorabil. Avem mărturiile unor călători străini, dar chiar și scriitori de ai noștri, care vorbesc despre sărăcia și mizeria în care trăiau. O bună parte a populației locuia în bordei îngropate în pământ, întunecate, găurite, hrana era precară și gospodărie zero. Publicistul francez care se scrie Regnaut, se pronunță probabil Regno, Spunea că cei care trăiesc din sudorile lor îi învinovățesc de lene și apatie, dar de ce ar face ei forțări mai mari când fiecare brazdă pe care o trag pe pământ este în profitul altora? Sincer? cu doar jumate din muncă luată de boieri, mă și mir că nu dau 110% la locul de muncă. Cam asta este problema cu omul care trăiește în sărăcie și, în general, este extrem de greu să spargi cercul ăsta vicios. Când tu te zbați să ai ce mânca, e greu să-ți mai pese de orice altceva și să te gândești cum să ieși din starea asta pe termen lung. Și cu timpul apare resemnarea, iar tot ce mai poți spera este că o să primești un ajutor la un moment dat din partea cuiva mai puternic decât tine. Și ajutorul vine. Vine odată la 4 ani sub forma unei găleți cu zahăr, făină și ulei. Trebuie să dai un vot pentru el, mare lucru, doar nu dai bani. Îl dai dă-l în de vot. Numai că și mâna asta de ajutor ține și ea numai vreo 3 zile și începi iar să-ți faci griji că ce mănânci și puțin îți mai pasă ție că a crescut inflația sau că nu se respectă prevederile Comisiei de la Veneția în legile justiției. Europa Occidentală se industrializează puternic începând cu Anglia, țările de jos, Franța și tot așa. Așa începe să răsară cu pretenții la putere o nouă clasă socială tot mai numeroasă, bogată și influentă, burghezia. Proprietari de fabrici, negustori, banchieri și alți oameni de afaceri care vor acum să le ia locul nobililor care erau clasa conducătoare din dintotdeauna și țineau cu dinții de privilegiile lor. Ăsta e contextul din care pleacă toată treaba cu Revoluția, prima dată pornită în Franța, în 1789. Aia cu libertate, egalitate, fraternité, e preluată și interpretată apoi de toată lumea în funcție de interesele locale. Deci ajunge și pe la noi. Primul pas e că tinerilor români plecați la studii prin vest le vin idei. După ce se organizează cât de cât, încep să redacteze și să trimită memorii către diplomații occidentali, consulii francezi și englezi din Principate, pentru înlocuirea protectoratului rusesc cu un regim de garanție colectivă a marilor puteri europene. Spuneam că în perioada asta se organizează și societăți secrete, ca niște fan cluburi ca să înțeleagă și generațiile mai tinere, care militau pentru tot felul de lucruri. Unele voiau unirea tuturor românilor, alte la instaurarea Republicii, dar cel mai adesea boierii mai mici urmăreau în primă fază să obțină aceleași privilegii ca boierii aia mai mari. Odată ajungi la putere, o să aibă ei grijă și o să se ocupe și de restul. O să fie bine pentru toți, nu aveți grijă. Cea mai cunoscută, asta mulțumită și lui Mărcelatu, idolul mâncătorilor de semințe de pretutindeni, este frăția, înființată la București în 1843 de Nicolae Bălcescu, Ion Ghica și Cristian Tel, care va coordona mișcările din Valahia. Europa începe să bolborosească tot mai tare în toată perioada asta. Cât îi privește pe români, de exemplu, în 1844 teatru are loc o mișcare care cerea despărțirea de Ungaria, condusă de Eftimie Murgu. Acțiunea este înăbușită și Murgu întemnițat până în 48. Anul 1848 îi spune nu degeaba primăvara popoarelor. Nebunia începe în Sicilia, apoi în februarie izbucnește Revoluția și în Franța, ajungând să cuprindă vreo 50 de state. Aici, tinerii boieri români își dau seama că e momentul potrivit să pornească o mișcare și la ei acasă. Primii loviți de Revoluție sunt transilvanenii și bucovinenii. Dieta de la Budapesta proclamă egalitatea în drepturile cetățenilor, desfințarea obligațiilor feudale și în împropietărirea iobagilor. Nu-i rău deloc, zic românii, care se aliază și ei rapid. În Moldova are loc o adunare de vreo mie de oameni care alege un comitet din care făceau parte și Vasile Alexandrii, Cogălnicianu și Cuza. Redactează oamenii o petiție, moderată, prin care caută să nu și ridice pe în cap și o trimit domnului Mihail Sturza. Cel din povestea cu iapa lui Vodă din Hanul N-are legătură, dar îmi place mie Hanul Emisiunea mea fac ce vreau. Ha, vă rog eu. Ha, vă rog eu. O lăsați, nu o scoateți la montaj. Vodă Sturza primește documentul, se uită pe da, da, interesant, apoi trimite garda și arestează din ei. Cât reușește să prindă pentru că unii dintre revoluționari fug și vor continua să lupte contra sistemului de pe unde se adăpostesc. Oricum, revoluția e de jucată la Iași. Cei rămași liber, relocați în Transilvania mai ales, încep să bombardeze în toate părțile cu noi programe revoluționare. De data asta fără filtru, că deja erau dați prin Interpol, în care cerea unire, împroprietărirea țăranilor fără nicio despăgubire, desfințarea privilegiilor boierești și alte ozene din astea. În Transilvania, de bine ce începuse treaba, lucrurile încep să o ia la vale pentru români. Mai întâi, maghiarii spun că Transilvania e parte din Ungaria și mai mult că treaba aia că li se dă pământ la toți țăranii, la care li se aprinseseră ochii la toți obagii, e bine, nu e chiar așa că românii din Ardeal nu intră la toți țăranii. Scuze, greșeală de exprimare. Trebuie deci făcut ceva și se face. La Blaj, pe 3-5 mai, are loc marea adunare națională, la care participă 40.000 de oameni, nu doar ardeleni, dar și moldoveni și munteni veniți de peste munți. Se discută, se pun oamenii de acord să ceară niște lucruri de bun simț, cum ar veni, niște libertăți, niște viață mai bună din astea și se trimite foaia la dieta de la Cluj. Românii cu sufletul la gură așteaptă să vadă ce se decide. Peste vreo două săptămâni se adună în sfârșit dieta de la Cluj și după dezbateri inexistente se votează unirea Principatului Transilvaniei cu Ungaria și fără reformă agrară pentru români. Împăratul e și el de acord, își dă cu semnătura și treaba e ca și făcută. La București, revoluționarii sunt mai hotărâți și mai organizați. Mișcarea devine una populară și merge și la sate, discursuri cam populiste, cam nerealiste, dar ideea este să se strângă cât mai mulți oameni în spatele mișcării. Programul revoluționar este citit maselor la Islaz Teleorman. Islaz care la mine la țară înseamnă locul unde duci vașul la păscut. Na, unde era să se adune la Romexpo? Ei, și așa va rămâne și numele. Proclamația de la Islaz. Se cer tot felul de reforme, alegeri libere, autonomie, domn ales pe 5 ani, desfințarea rangurilor boierești, eliberarea și împroprietărirea țăranilor cu despăgubire. Frumos, dar nerealist pentru că nici puterile protectoare, nici boierii și nici măcar țăranii nu vor susține acest program pe termen lung. Domnitorul Gheorghe Bibescu este constrâns să îl semneze, dar după două zile abdică și părăsește capitala. Timp de trei luni, țara este condusă de un guvern revoluționar, din care făceau parte însă tot oameni din familii boierești care ar fi vrut ei revoluție, dar nu chiar din aia din care să iasă ei pe minus. Adică țăranii să primească pământ, nu zic nu, dar să nu ia de la noi ăștia care l avem pe tot. Nu știu, să se facă rost și să se dea. Așa, cei care trăgeau să mute revoluția de pe hârtie în realitate, al de Bălcesc cu și eu, Brătianu, n-au avut nicio șansă. Cât stau revoluționarii la parlamentări, rușii și otomanii se coordonează să termine odată cu scandalul, mai întâi încearcă cu vorba bună, dar până la urmă otomanii trimit o brigadă armată spre București. Rămâne de aici amintirea rezistenței pompierilor conduși de locotenentul Pavel Zăgănescu, de pe dealul Spirii de la 13 septembrie 1848, care marchează și sfârșitul Revoluției din Muntenia. O parte din revoluționari vor fi deportați în Siberia, alții pleacă în Occident, în Franța mai ales, și de acolo începe propaganda în favoarea schimbării de statut a principatelor române. Înainte să trec mai departe, încă o măsură care mai era dispusă în proclamația de la Islaz, peste care nu vreau să sar, este eliberarea țiganilor, dar cu Revoluția învinsă nu a apucă să fie aplicată complet pentru încă vreo 10 ani. Înapoi la Revoluție. În Transilvania, poporul începe să se încigă, iar abuzurile nobilimii maghiare fac necesară decizia ca poporul să se înarmeze. La a treia adunare de la Blaj din septembrie se prezintă în jur de 60.000 de țărani, dintre care 6.000 moții veniți în armați, conduși de Avram Iancu. Iese și de aici un memoriu adresat de data asta Parlamentului de la Viena, prin care se cereau drepturi pentru români, dar în cadrul Imperiului Habsburgic și arătau cu degetul pe revoluționarii maghiari, cărora mai role trebuie că n-au fost băieți când a fost cazul și au vrut tot numai pe turta lor. Împăratul îi dă cap în cap pe revoluționari, fără măcar că ăștia să-și dea seama. Acceptă o parte din cererile românilor care se vor apropia de curtea de la Viena, în timp ce le anulează pe cele acordate mai devreme maghiarilor, care se organizează și încep un adevărat război împotriva autorității imperiale. Armata maghiară ocupă mai toată Transilvania, mai puțin munții Apuseni și Alba Iulia, care rămân protejate de legiunile românești ale lui Avram Iancu. Ungurii ocupă Clujul, Sibiul și instaurează teroarea asupra satelor românești. Românii ripostează și îi lovesc și ei pe unde îi prind. Împăratul pornește și el ofensiva austriacă împotriva maghiarilor. Și peste asta îi cheamă până la urmă și pe ruși în ajutor, că ăștia mereu știu ce să facă în situații de astea de băgat pumnul în gură. Aici se trezește Bălcescu să facă el pe împăciuitorul și să-i unească pe revoluționarii maghiari cu cei români. Coșut cred că așa se pronunță, Alălăit-o, în schimb, și-a semnat pactul pentru pacificare când deja nu mai conta. Oricum, ostilitatea dintre cele două tabere era mult prea mare pentru a funcționa o asemenea alianță după atâta cafteală reciprocă. Așa că Bălcescu și-a cam răcit gura degeaba cu ei. Finalul vine la 1 august 1849, când rușii forțează pe revoluționarii maghiari să capituleze. Și ambele mișcări revoluționare, maghiară și română, se sfârșesc fără niciun efect imediat. Peste vreo 20 de ani, înțelegerile trecutului sunt date uitării și culmea de câștigat au tot maghiarii, cei care au sărit de gâtul imperialilor și nu românii sau croații care nu că au fost neutri, dar chiar de partea lor. În fine, în 1867 se creează dubla monarhie austro-ungară, iar Transilvania intră sub autoritatea ungurilor. Pentru românii nasol, pentru că noua administrație va încerca prin toate mijloacele maghiarizarea ținutului, dar asta va întâmpina o puternică rezistență românească. Asta a fost, și... oh, scuze, pardon. Asta a fost și pentru astăzi. Continuăm povestea în episodul următor, când avem un nou eveniment important de dezbătut sau analizat sau ce fac eu aici, nu ne împiedicăm în termen. Unirea din 1859, Cuza, mustață, baston, frumos. Duminica viitoare, 18.45, țineți minte. Numai bine! Ai uitat lumina aprinsă! Ah, da, o